Afecțiunile cardiovasculare rămân în topul cauzelor care conduc la deces. Statisticile arată că unul din 10 pacienți cu infarct miocardic acut moare din cauza neintervenției la timp. Salvarea pentru pacienții care au suferit un infarct este cardiologia intervențională. De astfel de intervenții se bucură acum și bolnavii Spitalului Județean de Urgență Buzău, prin programul de cercetare al Academiei de Științe Medicale. Primii 5 pacienți cu sindrom coronarian acut au fost deja salvați în urma punerii în funcțiune a angiografului digital și multifuncțional pe care spitalul îl are în dotare încă din 2016, dar care nu a putut fi folosit din cauza procedurilor greoaie de achiziție a consumabilelor. S-au făcut demersurile necesare și spre sfârșitul anului 2015, chiar în noiembrie, s-a făcut procesul verbal de predare-primire angiograf de la Academia de Științe Medicale printr-un contract de comodat. Acest contract de comodat este pe o durată de 5 ani, după care va rămâne în administrația, în proprietatea spitalului, putând fi folosit prin contract cu casa pentru toți cetățenii din județul Buzău. Unitatea medicală nu are deocamdată propriul cardiolog intervenționist, dar medicul Florin Matei a acceptat să vină la Buzău de 2 ori pe săptămână pentru a trata pacienții care între timp sunt investigați și pregătiți de echipa de medici din secția cardiologie a Spitalului Județean Buzău. În afară de acești pacienți care se prezintă la UPU cu o boală cardiacă ischemică acută, într-adevăr, avem numeroși pacienți care se adresează spitalului nostru cu boală cardiacă ischemică cronică, cu angină pectorală de efort, pe care noi putem testa printr-un test de efort și dacă testul de efort este pozitiv, deci este și ei de asemenea coronarografie. Însă aceștia se vor putea efectua într-o etapă ulterioară. Deocamdată ne ocupăm de cazurile acute. Practic, orice pacient care se încadrează în criteriile medicale cerute de boala, respectiv de sindromele coronariene acute, poate participa la și este eligibil să fie înscris practic în proiect și să beneficieze practic de procedura de coronarografie și sau de angioplastie coronariană percutană cu stent în principiu. Ulterior, datele acestea sunt colectate prin intermediul unor registre naționale. De fapt, asta este una din ideile principale ale proiectului, să colectăm date de la toate centrele existente și care au tema respectivă și să vedem exact ce specific are pacientul român în ceea ce privește boala coronariană ischemică acută. Până acum, pacienții cu afecțiuni cardiace care ajungeau la Spitalul Județean erau direcționați către alte unități din București sau Brașov pentru a fi investigați și tratați. În plus, odată cu dotarea cu angiograf la spitalul din Buzău, bolnavii nu trebuie să achite intervenția, costurile fiind suportate din bugetul unității spitalicești. Până acum, 5 buzoieni au beneficiat de astfel de intervenții, care le-au salvat viața. Au fost efectuate 5 coronarografii până la acest moment. Dintre aceștia, 4 pacienți au fost internați în spitalul nostru din unitatea de primiri urgențe, deci s-au prezentat cu sindrom coronarian acut. 2 au avut infarct de miocard fără supra-denivelare de segment ST, iar ceilalți 2 angină instabilă. Un alt pacient s-a prezentat în ambulator cu un angor agravat și a fost oprit de urgență în spital. La 4 dintre ei au fost descoperite afecțiuni coronariene care au putut fi rezolvate în cadrul laboratorului, au primit stenturi, iar un al 5-lea pacient cu leziuni tricoronariene și de trunchi comun, care necesită intervenție chirurgicală de bypass ortocoronarian și s-a luat legătura cu un medic chirurg de la Institutul CCI Iliescu. Costă de la 1.000 la 2.000 în funcție de câte stenturi se pun. Pe pacient nu costă nimic. Nu se discută costuri pentru pacient. Nu. De aceea am spus că o parte din cheltuielile care nu ne sunt rambursate nici de casă, nici de Academia Medicală, sunt suportate din veniturile spitalului. Angiograful va deveni aparatul propriu al Spitalului Județean peste 2 ani, atunci când se încheie perioada de studii efectuate de Academia de Științe Medicale. Pentru a putea continua activitatea de cardiologie intervențională, un medic tânăr angajat de curând la Spitalul Județean, Gabriel Nicolai, urmează cursul de competență cardiologie intervențională.